Jumătate din lactatele pe care le mâncăm sunt din import. De vină este producția scăzută, la care se adaugă și lipsa unui ajutor concret pentru crescătorii de vaci. Așa am ajuns să bem lapte din Ungaria, unde fermierii primesc subvenții serioase. Importurile au crescut de 25 de ori în ultimii 30 de ani. Cifrele oficiale mai arată și că românii consumă din ce în ce mai puține produse lactate. De vină pentru asta este puterea mică de cumpărare. 290.000 de tone de lapte a colectat România în primele 3 luni ale acestui an. Vorbim despre o scădere a importurilor cu 13,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate astea, și producția internă a scăzut cu 7%. Este înregistrată o scădere a puterii de cumpărare la toate palierele și pe toate categoriile de produse alimentare. Este un lucru de care și noi fermierii ne lovim. Cea mai mare scădere a fost înregistrată la producția de unt, de circa 13%. De altfel, din cele 290.000 de tone, 90.000 s-au transformat în smântână, iaurt, unt sau brânzeturi. Deși importurile au scăzut față de anul trecut, în ultimii 30 de ani ele au crescut de 25 de ori. Practic, producția de lapte din țara noastră a scăzut la jumătate în tot acest timp. Anual importăm 220.000 de tone de lapte. Cel mai mult lapte importăm din Ungaria. Vorbim despre importuri anuale de lapte în valoare de 65 de milioane de euro. Urmează Polonia cu 11 milioane de euro și Cehia cu 8 milioane de euro. De asemenea, România importă lapte și din Germania sau Grecia. Costurile de producție se păstrează foarte ridicate la peste 2,5 până în 2,7 RON pe litru de lapte. Așadar, fermierii români produc în pierdere, suntem aflați sub o presiune constantă din partea producătorilor țărilor din grupul de la Visegrad, iar toate acestea conduc la o scădere a puterii noastre de a ne continua, a capacității noastre de a ne continua activitatea. România produce anual aproximativ 1.200.000 de tone din totalul volumului de lapte, adică maximum 45% din necesarul consumului. La polul opus, Ungaria produce 130% din necesarul de consum, iar sistemul de subvenții de acolo este mult mai avantajos. Decalajul de subvenție între un fermier român și un fermier maghiar, de exemplu, este de până la 400-500 de euro pe cap de animal pe an. În condițiile în care comparăm două ferme de 1000 de capete, vom vedea că la finalul anului, când tragem linie, vorbim de peste 500.000 de euro diferență între cele două tipuri de fermă. În Ungaria, un fermier primește până la 850 de euro pe cap de animal pe an. În plus, statul maghiar decontează și transportul de la poarta fermei până la poarta firmei de procesare, indiferent de țara de export. În România, subvenția ajunge la 350 de euro pe cap de animal anual, dacă ferma are peste 250 de bovine. Fermierii vor o modificare a acestei legi. Laptele care se colectează este produs de aproximativ 130.000 de capete și în condițiile în care aceste 130.000 de capete primesc doar 20% din subvenția pe care Ministerul Agriculturii o alocă pentru vaca de lapte anual, este foarte simplu de tras o concluzie. Nu avem nevoie de mai mulți bani, ci avem nevoie de o regândire a sistemului de subvenționare din România. Germania se numără printre țările cu cea mai mare producție anuală de lapte din Uniunea Europeană, de 33,1 milion de tone, fiind urmată de Franța cu 25,5 milioane și Polonia cu 14,2 milioane de tone.